salut, prieteni, mă numesc Pancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt cum se pot sorta sâmburii de piersic pentru a se pune la germinat. Eu am strâns sâmburi, am pus la zvântat și uitați, am pus aici într-un pahar cu apă diverse sâmburi și haideți să vedem ce rezultă din această sortificare. Sortare, mai bine zis. Deci am luat pe ăștia care sunt deasupra. Ia uitați, ăștia sunt seci. Ia uitați, nimic. Deci din ăsta nici de cum nu se rezulte ceva viabil. Uitați, nu știu dacă se vede. Tati, așa. Deci ce se ridică deasupra sunt de aruncat. Haideți să mai punem unul. Uitați, deși e tare de spart, nu este viabil. Uitați, e sâmbur, este uscat. Haideți să luăm și unul care se duce jos la fund în apă. Hai să luăm așa, să nu dăm pe jos. Am dat un pic, n-am nicio problemă. Deci un sâmbure care s-a dus la fund. Am spart, l-am făcut grămadă, dar uitați, are pulpa viabilă. Haideți să mai spargem toate, încă unul, să arătăm perfect. Haideți să-l pun așa. Uitați, sâmburile este viabil și ok. Uitați, e întreg, e sănătos. Deci putem face o astfel de selecție pentru a obține o germinare cât mai bună. Deci ce s-a dus la fund, ăștia sunt toți ok. Iar ce a fost deasupra, ați văzut și noastră, sâmburile a fost sec. Uitați, asta e bun. Și tot ce e la fund, se duce așa în apă la fund, e ok. Mulțumesc, vă doresc succes!